persoanelor care au venit la întâlnire le-a fost prezentat fiecare produs. Oamenii au fost interesați să afle indicațiile terapeutice, modul de administrare și, nu în ultimul rând, contraindicațiile. La finalul prezentării, fiecare persoană a adresat întrebări. Mulți oameni urmau un tratament și vreau să afle dacă produsul naturist creează interacțiuni. Ceea ce trebuie să rețină pacienții însă este faptul că tratamentul medicamentos nu se oprește. Acesta se va urma alături de cel naturist. Scopul acestei acțiuni este promovarea produselor companiei AP Phytopharm, care este deja de 11 ani pe piața din Europa, de 4 ani în România. Sunt produse naturiste, noi acum promovăm 3 produse, balzamul Odesia Tesil Altaischi sau 10 puteri din Altai, balzamul Promiod și crema Effectum. Sunt produse naturiste cu un efect complex foarte bun asupra întregului organism. Scopul acestor întâlniri este promovarea produselor naturale. În Medgidia, oamenii au început să capete încredere în puterea naturii. Unii folosesc de mai mult timp astfel de produse, iar alții le încearcă pentru prima dată. Soțul ia de 3 ani de zile așa ceva, într-adevăr se simte foarte bine. În schimb, în februarie, acum am rămas fără tratament. Domnișoară, el este pentru mai multe suferințe. Dar dumneavoastră? Eu, în persoană, mă numesc Gabriel Gheorghe, ca să mă prezint. De ce boală sunteți suferind? În primul rând am diabet și am simțit că cu acest produs natural mi-a scăzut glicemia. Soțul meu ia doza maximă, adică 3 pe lună. Pentru ce afecțiune? El a avut Parkinson, dar după câteva luni de tratament nu i-a mai tremurat mâna. În prezent, mulți oameni se îndreaptă tot mai mult spre terapia naturală și alimentația biologică. Și asta pentru că, pornind de la o hrănire simplă, naturală, firească, care nu face rău și care constituie tratamentul de veacuri al omenirii, se poate menține starea de sănătate în parametri optimi. Numărul românilor care achiziționează produse naturiste este în creștere comparativ cu anii trecuți. Însă specialiștii spun că suntem mult în urma țărilor dezvoltate din Europa, unde media consumului de produse naturiste poate depăși 20 de euro pe cap de locuitor.